Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A patra săptămână a lunii mai va aduce nu numai evenimente interesante, ci va implica și mulți reprezentanți ai cercului zodiacal în schimbările globale în curs. Săptămâna va începe cu sextilul Soarelui și Marte pe 22, care va aduce o creștere a activității, veselie și încredere în sine pentru reprezentanții semnelor zodiacale, berbec, leu, săgetător, scorpion și capricorn. Capricornii vor putea rezolva rapid și eficient problemele urgente la locul de muncă. O zi favorabilă pentru logodnă, căsătorie, precum și pentru sfera afacerilor, contractele încheiate în această zi vor fi implementate rapid și cu succes. Taurul, Fecioara și Capricornii pot primi oferte interesante pentru schimbarea locului de muncă sau a domeniilor de activitate, iar decizia luată le poate reconstrui serios stilul obișnuit de viață pentru o perioadă îndelungată. Quadratura lui Marte și Jupiter pe 23 mai va reduce ușor tendințele pozitive de la începutul săptămânii, provocând conflicte noi, dorința de a ne ține pe poziție, precum și manifestarea unei stime de sine ridicate, care îi va împinge pe mulți la acțiuni stupide, ale căror consecințe pot fi extrem de neplăcute. Reprezentanții zodiilor Pești, Săgetător și Rac vor fi în mod special predispuși să demonstreze vanitate și să întoarcă pe ceilalți împotriva lor înșiși. Peștii riscă să strice relațiile cu prietenii și rudele, în timp ce Săgetătorii și Racii, cu angajații și colegii de muncă. În această zi, riscurile de pierdere, furt și deteriorarea proprietății sunt foarte mari. Aspectul tensionat al lui Venus și Chiron de Miercuri va crea multe probleme acelor reprezentanți ai cercului zodiacal care sunt asociați cu Arta. Sentimentul de impas, dezamăgire și scăderea inspirației va fi resimțită de oamenii din profesii creative. Această perioadă va fi deosebită de dificilă pentru Taur și Balanță, care vor trebui să suporte un sentiment acut de disarmonie din cauza limitării capacităților lor sau a lipsei de încredere în talentul lor. Sextilul lui Venus și Uranus de vineri va aduce o renaștere a emoțiilor chiar și în rândul celor mai restrânși reprezentanți ai zodiacului. Acest aspect va fi bun pentru afaceri, deoarece va aduce multe idei interesante, noi oportunități și perspective în prim plan. În această zi, este favorabil să faci prezentări, să vorbești în public. În sfera relațiilor, sextilul lui Venus și Uranus va aduce cunoștințe broște, romane începute rapid, precum și o înclinație pentru flirt și aventură. Unele semne iubitoare de libertate, cum ar fi Vărsătorul, pot avea tendința de a ignora moralitatea publică, dorința de a arăta excentricitate și de a șoca mediul. Un fundal emoțional instabil va fi, de asemenea, inerent în Scorpion, Capricorn, Leu și Berbec. Aceștia din urmă trebuie în special să-și controleze emoțiile atunci când comunică cu bărbații și cu cei dragi. În cele din urmă, quadratura tensionată a Soarelui și Saturn pe 28 mai recomandă tuturor, fără excepție, să reducă activitatea de afaceri, să amâne vizitele la orice instanță oficială și întâlnirile cu oameni influenți. Exacerbarea bolilor cronice, precum și oboseala fizică în această perioadă, este un eveniment comun, pentru care este indicat să se pregătească și să se ia măsuri preventive. Nu ar trebui să vizitați medicul dentist în această zi, să montați proteze. Riscurile de accidentare, fracturi sau căderi sunt, de asemenea, foarte mari. Aspectul tranzitiv al Soarelui și Saturn poate afecta negativ sfera romantică a vieții, care poate deveni brusc împovărătoare și inutilă pentru Gemeni, Leu și Rac. În această perioadă dificilă, merită să reduceți numărul de contacte și întâlniri, concentrându-vă pe atenția asupra lumii voastre interioare, practicilor spirituale, meditației și citirii literaturii serioase. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!